În cadrul controlului tematice desfășurate în cursul anului 2011 în domeniul serviciilor financiare, au fost verificate 500 puncte de lucru a operatorilor economici din domeniul financiar, aplicându-se 338 de acțiuni, în valoare totală de 2.807.500 de lei. La nivel local, comisarii județului Botoșani au desfășurat activități de informare prin distribuție de materiale informative în școli și licee prin încheierea unui protocol cu inspectoratul școlar Botoșani. Iar în data de 17.3 se desfășoară concursul național pe teme de protecția consumatorului Alege este dreptul tău, care va desfășura mai pe detaliu domnul comisar Raț. În repetate rânduri s-au consiliat consumatorii care au dorit să informeze înainte de a încheia un contract de credit financiar privind informații referitoare, posibilitatea cunoașterii prevederilor contractuale înainte de 15 zile de a semna convenția, obligativitatea băncilor de a oferi aceste informații pe suport de hârtie sau alt suport durabil, de a fi informați prin intermediul formularului informații standard la nivel european privind creditul pentru consumatori, de a citi cu atenție contractul financiar înainte de a-l semna. Asta e cel mai important. Mulți vin și spun, domnule, informațiile precontractuale să fie puse de către bancă și consumatorul să știe și să ceară, domnule. De aia ați făcut consilierele astea și de aceea am făcut teme și pregătiri, nu numai tematică, și pregătiri cu elevii și cu agenții economici, în care le-am explicat exact și pașii care trebuie să urmați. Da, în cadrul controlelor tematice desfășurate de CJPC Botoșani, au fost verificați în perioada în anul 2011 un număr de 27 de operatori economici, aplicându-se un număr de 11 sancțiuni, dintre care 7 dosare sunt pe rol la instanțe de judecată conform legii 193 din 2000, privind clauze abuzive din contracte încheiate între consumatori. Deci avem încă pe rol cei care mai vin și sunt îndrumați întotdeauna de către noi și avem posibilitatea și le oferim întotdeauna informații și nu numai la acestea. Și prima dată dispunem întotdeauna citit foarte cu atenție cu contractele, că ele sunt scrise, am anunțit, domnule, le iei acasă, îl citești, te duci undeva, vii. Avem și posibilitatea de a-i reprezenta în instanță. Comisioane, nu putem să ne... Noi nu ne... Acesta este prețul, costul. Deci nu ne putem impune în preț.